Salut, doamnă și domnilor, sunt Iulian Maxim și urmăriți o nouă ediție a emisiunii Linia Directă. Ne-am propus o ediție specială că vorbim și de un caz special, așa că am invitat doi colegi din presă, arhicunoscuți, Cătălin Stavri și Sebastian Ignaț. Salut, ne-ați venit. Bună seara. Nu știu cum face Prahova, dar e vedetă. Astăzi, principalele subiecte în presa națională au fost toate din Prahova. Domnul Sebastian Ghiță prin Parlament, care cerșea să nu fie arestat, domnul Chelu cu niște probleme cu droguri pe la Breaza și niște polițiști care au luat mită pe DN și pe autostradă. Avem noi așa un talent, cred că, să scoatem subiecte de aici, din județul ăsta. În fine, aerul ăsta poluat, știi, avem și fabrici multe, dar avem și munte cu aer arefiat, că înțeleg că s-a tras pe nas la munte. Și aici la noi, la Ploiești, la oraș, se poluează masiv. Da. Nu știu, nu este numai de astăzi Prahova frontline-ul presei naționale. De ani de zile tot circulă povești care mai de care mai contundente despre Prahova, cât privește banul public și nu numai. Iată că acum, în ultima perioadă, cu ajutorul oamenilor legii, se confirmă multe dintre materialele scrise de noi de-a lungul timpului, de mine, colegii mei, de Cătălin și de mulți alții, sau puțini alții, nu? Cum să zic? Mulți alții. Mulți alții, da, așa, mă scuzați. Da. Cel puțin voi doi ați ajuns și vedete în presa națională, pomeniți, răspomeniți în ultimele zile, bine, cu ajutorul unora. N-aș folosi cuvântul presă, în primul rând. Așa. Privește... Eu am apărut în scrisoarea lui Mogul. Tu ai apărut în scrisoarea lui Mogul? Da. Am apărut în scrisoarele unor mici mogulași care se ocupă cu lipitul de timbre, sau nu știu ce făceau acolo. Nu știe subiectul că sunt în scrisoarea către șefa DNA și... Cum să nu? E public, e... ce să mai... Da, vreau să spun public că domnul Sebastian Ghiță minte acolo. Eu am dat pe Facebook, în asta să mă obosesc prea mult. Eu eram acuzat că primeam informații pe nașpa din dosare. Bine, partea nasoală e că în acea perioadă când au început lucrările în celebrul ăsta dosar, din vari motive, cel puțin două zile pe presa locală n-am scris decât eu. Adică oricum nu avea cine să scrie atunci. Că mai era unul în vacanță, unul în concediu, unul nu știa dacă e documentat. De aceea și parchetul curții de apel, dacă se pot cere și mogulul poate să le ceară public, nu primea solicitări decât de la Cătălin Stavri și stopinfractori.ro. Astea sunt ele. Eu trimiteam solicitări pe 544 legate de dosar, la care primeam răspuns mai devreme sau mai târziu, în bine, termenul legal. Acum, hai să fim sinceri, că oricine și publicat mail-urile primite. Cine lucrează cu parchetele știe bine că procurorul nu se niciodată n-o să-și riște cariera ca să-ți dea ție informații dintr-un dosar fără să fie acoperit de lege. Tocmai, dacă e un procuror mai modest intelectual, genul domnului Mihăilă, dânsul și-a riscat cariera scoțând niște informații dintr-un dosar, dar nici măcar nu le-a scos cu scopul de a le da unui jurnalist să le publice. Le-a scos pentru scopurile dovedite de DNA. Am văzut astăzi, s-a făcut așa, tam-tam. Ce face DNA-ul ăsta, prieteni, legal, în țara asta? Judecătorul decide mandatul de arestare. Poate să vină tot DNA-ul la ușă, la un judecător. Corect. Judecătorul decide. Judecătorul stă de momentul reținerii, sau nu știu exact procedurile, la secundă. Dar de-aia se dă o reținere. Hai să spui că atunci, uite, face DNA-ul o reținere. Asta da, să poți să zici că cineva vizat în cauză poate acuza, doamne, m-a reținut 24 de ore, dar arestarea ți-o dă judecătorul. El ascultă și acuzarea și apărarea și decide. Așa că hai să le arămintim un pic telespectatorilor de unde a pornit toată povestea asta. Că, de fapt, cazul Papii se trage dintr-un alt dosar. 465 spălare de bani și evaziune, dacă mă cred bine înainte. Nu mi-am făcut temele. În 2014 a pornit dosarul ăla, sau de fapt 2013 au început cercetările. Cine, care vrea să spună un pic, să înțeleagă, poate nu sunt toți la curent cu de unde a plecat. Atunci a fost parchetul curții de apel la, ca să spunem, varianta scurtă, că ne ia 3 zile să povestim tot dosarul, minim. S-a destructurat o mega grupare infracțională, cum am denumit-o noi, presa, 42-44 de milioane de euro, așa, la prima strigare. De acolo s-au extins cercetările. Erau firme fantomă. Un șir întreg. Da. Cei, de exemplu, era unul care, săracul, era urmărit
Ciprian Pop. Ciprian. Popa. Popa. Parcă. Ala săracul nu avea 100 de euro în buzunar, dar era pe acolo băgat în firme fantom. Administrator. S-a urmărit firul să vadă cine beneficia. De aici, logic, n-ai cum într-un județ să crești ca și grupare infracțională decât cu protecție. Și aici, deci separat de parchetul curții de apel, a lucrat și DNA-ul. Și serviciile abilitate, că scrie în comunicat, serviciile de informații. Și de acolo s-a ajuns la acești milițieni și procurori, că n-ai cum să spui că erau polițiști, care protejau gruparea. La fel și ăștia, aviz după funcție și putere, și ei aveau nevoie de o protecție, care nici de cum nu era asigurată de Alexe, cum s-a arătat. Alexe nu avea puterea să țină în frâu. Gândește-te logic. Poliție, DGA, curte de apel mai nou, că era adjunct Mihail ăsta, procurorul, DGA-ul e pe trei județe. DICOT pe trei județe. Curtea de apel e pe trei județe. Ăștia nu-i țineau un afacerist în spate. Și iată că s-a dovedit, mă rog, prin comunicatul oficial și până la ora la care vorbim, că de fapt în spatele protecția era asigurată de Sebighiță. Adică asta a reieșit în documentele oficiale pe dispoziție de DNA. Ceea ce e și logic. Că acum să fim serioși. Toată lumea știe în Prahova de Ghiță. Dânsul este, beneficiază de prezumția de nevinovăție, ca să nu înțeleagă lumea că îi facem noi aici justiție, domnul de Ghiță. Este acuzat, cred că a patra oară. Și acum să fim serioși. Toată lumea știe. Adică și îți dau, chiar mă gândeam înainte de emisiune, un exemplu, că așa am avut o lamentare din asta. Cheamă-l tu pe, e un deputat, parcă bizar așa, cu mustață, Teju, zic bine? Da, are mustață, un nene așa care... Cheamă-l tu pe Teju în emisiune, spune, ia sună pe primar. Sau mă rog, să cu Bădescu, care era primar mai agresiv. A sunat, îl și înjura Bădescu. A pune pe Sebi să-l sune pe Bădescu. Cred că dacă îl suna, alo, sunt Sebi Ghiță, sunt la Will TV, cred că n-a apucat să închidă și Bădescu bătea la ușă. Și atunci te întreb, de unde chestia asta? Că m-am uitat, mogulul se lamenta, că el e un simplu om. E... Frate, nu e așa. Adică, și să ajungi la chestia aia cu permisul, adică tu la valoarea ta și la șoferii tăi să... Eu știu povestea de la poliție, am aflat. Se zvonea. I-a aruncat polițistului o copie a unui permis de conducere și a plecat. Și ăla ar fi raportat și de acolo a pornit povestea, dar de aici... omul a avut curajul să-și facă datoria. Mi s-a părut, adică, mi s-a părut că aici mogulul nu prea a fost bărbat. Că acum hai să fim serios. Spuneți, uite, spuneți-vă nici măi la voi. E șmecher să-i bichit sau nu e? Așa, în Prahova, la ce știți și voi. Să zicem așa, șoptiți sau mai... Adică tu ai pe toți. Nu, aici e vorba, eu m-am cutremurat când a început povestea asta, cu toată, cu avalanșa de dezvăluiri din spațiu public, pe mine m-a cutremurat realitatea scrisă negru pe alb, pe care toți o intuim, de fapt, de atâția ani de zile, și nivelul de putere, de influență și de a lua decizii legate de soarta unor oameni pe care o aveau acești indivizi. Da. Dacă un individ, așa cum a spus și Cătălin, vorbea despre adjunctul parchetului, puțin de apel, domnul Mihailă, da, avea tupeu, avea curajul să se ducă să-l ia de gule pe un procuror care instrumenta un caz și să-l certe și să-l întrebe cu vădită tentă de mai, cu interes personal, da, decât simplu interes de serviciu legate de o speță din dosar sau despre anumite personaje din dosar, păi stau și eu și mă întreb dacă acest om, da, și mulți alții de acolo, nu neapărat el, dar exponenții acestui sistem, dacă nu aveau la un moment dat drept de viață și de moarte asupra unui indiviz. Dacă cineva în țara asta supăra un astfel de om coruptibil sau predispus la fapte pe lângă, da, așa, ce se putea întâmpla? Eu fi să dispari, să fii sub pământ, vorba lui Vântul, cum zicea, că te îngroapă pe ăștia, te îngropau sub hârtii. E același tip de asasinat, de fapt. Nu e nicio diferență, de fapt. Te distrugeau. Îți fac o paranteză, procurorul Mihailă. Nu că se interesa doar ca să scurgă informații. Precum ați citit, el fabrica
un dosar procurorului de caz. A încercat, persoane exact. Care suferă de schizofrenie, adică știm cu toți, i-au luat datele cu caracter personal și le-au pus într-o plângere pe care urma să o instrumenteze cu celeritate. Adică pe, de data asta omul avea celeritate cu unul care poate lătra. Și aici este mizeria, că nimeni din gașca asta nu a fost bărbat. Ai văzut, unii s-au făcut sifoane, n-a fost niciunul șmecher, cum să se dădea ei pe un oraș de nu mai avea loc de ei. Încerca să-i atace familia. Adică aici, aici s-a ajuns. A, ești șmecher, cocoșel, te umfli tetate. Da. Nu, par și vește, stilul ăla. Stilul ăla de cea mai puțită simbioză, milițianul cu securistul, știi, aia de modă veche, aia, căpoșii. Am probleme cu Maxim, da. Hai să-i atac familia. Să găsești ceva. Să adică te luau pe toate părțile, copil, nu te luau doar profesional. Da. Și ei erau, eu am văzut că erau foarte setați și neuronii aia puțin pe care aveau, nu știau altceva decât să bage la pușcărie. Bine, nu pe aia pe care îi protejau. Că sunt ăștia petroliștii care au... Păi ai văzut un dosar mare la crimă când era Saghel cu grupări de petroliști? Nu prea. Bine, erau aia care nu se afiliaseră. Înțelegi? Știi că dacă e crimă organizată, trebuie să fie organizată bine. Dacă vrei să faci o crimă organizată. N-ai văzut. Era așa o... Și toată lumea supărai la pușcărie, s-au băgat în tot felul de... Că acum m-am enervat cu mizerile care au apărut. Adică ultima chestie, deci după ce încerci tu să bagi la pușcărie nevinovat, să... Nu știu de Sebi, sigur, dar noi de aici, sau eu și cu el, poate și tu, noi, poate unori în viața asta, am făcut și foamea în presă ca să ne păstrăm coloana vertebrală. De multe ori, da. Și atunci vine un milițian de ăsta prost, promovat cum numai el știe, și zice, ce măi, fac mă dosar, cum e mi-a făcut aia de la crimă, unu. Și acum a încercat să-l facă pe al doilea. Te amenințau cu al doilea. Bineînțeles, și era asta, știi, ca să vezi făcătura asta, n-a apucat să mă ducă la capăt, s-a dus la pușcărie repede. Îmi vânau contractele de publicitate. Ei știau mai bine ca mine. Deci credem că am un client care mi-a spus, vezi că mi expiră contractul cu tine. De unde ești? Mi-a zis Saghel. Interesant. Hai să ne uităm. Și am zis, da, are toate Saghel. Ne expiră în două luni sau trei luni sau nu știu cât era. În afară de tâmpenile astea din cap, deci la un moment dat vrea să ajungă la un client de publicitate, să-l constrângă pe metodele lui milițienești, să spună, zi-mă că te-a șantajat să semnezi contractul. Să-i fabric eu un dosar. Deci până aici să nu știți de la un moment dat, că tot vorbeam o gulă de... Păi, astea sunt mizerile adevărate. Bine, sunt făcute de aia în dosarul Papici, pe care îl proteja. Dar alea sunt mizerile. Un schizofrenic face plângere și toți procurorii sar și se face așa un scut. Bă, a făcut ăla plângere împotriva unui procuror, unui coleg de anul. Hai, bă, să ne ocupăm. Că e o chestie serioasă. Și pe altă parte încerca... Să închidă gura, că acum știe toată lumea. Celebra frază din jurnalist șantajat, de mine era vorba. Și asta au descoperit-o și le mulțumesc pe această cale procurorii care m-au anunțat și pe mine, vezi că ești victimă. Cum? Ești victimă. Nu că dormeam pe mine, dar lucra la un nivel la care nu puteam să-mi echipe. M-am gândit la... Eu știam pe ăsta din oraș, așa, arogant, tupeist, dar nu m-am gândit că îl duce căpșorul ăla mic să fabrice dosare. Eram... cum credeam așa în lupta asta bărbătească, bă, mă, prinde mi-o dă. Dosarul Viorel, alt specimen, punea cât un milițian de la de-al lui să mă vâneze la terasă, să ridică la pe vârful peste gar să vadă ce beau. Și dădea, șeful a băut limonadă. Ca apoi să trimită un echipaj de rutiere să-mi dea o amendă că am băut o bere sau sticlă de vin sau, mă rog, dacă beam și eram în coma alcoolică, să-mi facă dosar. Aici să ajunsese, știi că la un moment dat trecea cât unul de mânec. Am făcut școală de poliție. Am să în stradă să mă luc cu infractori și te păzesc pe tine, că bei limonadă. Deci asta a fost vânătoare. Adică eu am fost țintă piept numărul 2, că numărul 1 e altcineva, știm cu toți. Da, până la urmă, de unde venea încrederea asta a lor? Procurori, polițiști, că nu se va ajunge la ei, că nu se vor afla. Că erau toți finanțe, DGA, crimă. De ce se bazau unui pe alții? Tu nu ai văzut că erau toți câte mai șleachte acolo? Păi și apoi, bun, are prostul ăla de Stavriu, ce faci? Scrie în ziar, da, bun. Îi fabricăm un dosar, unde se duce? Că la crimă e la noi, poliția e la noi, finanțele e la noi, DGA-ul e la noi. Deci din pasele astea n-ai cum să mai ajungi niciodată. Adjunctul curții de apel e la noi, mai nou și fostul șef al curții de apel era la ei. Deci toată lumea era la ei. Vrei să faci ceva, nu aveai unde să te duci.
oameni cu funcții importante care luau niște decizii importante. Dar știi ce e interesant? Că acum se uită probabil mulți dintre ei la noi cu ură. Nu, știi? Că nu știu dacă le dă voi pe rest. Nu știu dacă au telecomanda la purtător. Bine, mai sunt unii încă televizoarele au primit televizoare. Dar, nu știu dacă le-a aprobat sponsorizarea lui Ionită. N-a fost aprobat o sponsorizare lui Ionită? La rest? Da. Dacă domnița se poartă șase televizoarele în sfragerie. Bun. Se uită cu ura la noi și uită de fapt esența. Că ei și-au uitat menirea pentru care sunt acolo în sistem sau au fost în sistem. Că mulți dintre ei nu mai sunt. Văd că au început să se pensioneze anticipat toți. Îi lovește pensionarea. Acum, care mai de care? Mai înțeleg că unii, după ce se pensionează a doua zi, dau fuga să dea cu subsemnatul pe aici pe acolo. Și că descoperă tot felul de lucruri. Da? Bun. Și uită de fapt menirea lor. Și nu înțeleg că de fapt noi nu avem nimic cu ei, decât în momentul în care, uite, cum a fost cazul meu cu un domn care tocmai pensionat forțat din serie și scrie despre mine pe un site de ăsta care numai presă nu se numește, dar omul deci a legat de andropauză mai un pic și dă ortul popii toată vlaga lui așa și are chef să scrie și să arunce cu mizerii, da? În mine. De ce? Pentru că mi-am permis acum o perioadă de timp să amintesc niște potlogării făcute între ei, pentru că ei își rup gâtul între ei. Da? Deci să spunem că în afacerea asta, unde erau procurori, unde erau polițiști, unde erau șefi din serviciile secrete ale poliției, s-au mai băgat, nu știm cu ce și de ce, și niște SRI-și, foști SRI-și, de fapt. Niște foști ofițeri sau subofițeri de informații scoși afară din sistem de motive diverse. De bun ce erau, nu e clar. De sau de bun ce erau, cum spune afară, Cătălin. Trimiși la gară. Sau de netrecute un examen, două, pe acolo, în fine, și reinventați, repuși de niște mâini așa absolut fantomatice, în poziții, de exemplu, la Poliția Locală Ploiești. Da. Să servească în continuare patria a priori, da? De pe poziții tot de bugetari, da? Ceea ce au fost toată viața. Nu ar fi rău să fii bugetar, mai ales dacă îți faci datoria față de societate. Da? Ei însă înțeleg să-și reveze frustrările serviciilor lor sau felul în care experiențele lor de viață asupra mea, asupra lui, asupra ta, asupra unor oameni care nu fac altceva decât să informeze și să servească publicul. Pentru că asta este menirea noastră și încercăm cât mai putem, nu suntem niște vedete, nu suntem nici pe departe niște eroi naționali. Încercăm doar să facem cât mai putem să facem cu resursele pe care încă le mai putem, de care încă mai putem dispune, nu foarte mari, să ne îndeplinim menirea. Oamenii ăștia nu înțeleg efortul ăsta, n-au cum să-l înțeleagă. N-au trăit niciodată problemele noastre. Nu au cum să le trăiască. Ei au stat, au dormit liniștiți, au petrecut concedii pe banii statului subvenționate în vilele de protocol al serviciilor, că toți angajații ăștia au de alea, cu bonuri de alea de concediu, de, cred că plătesc, nu știu, cu 10%, nu își plătesc cremvușul de dimineață de la frâșturi. De la bine, vorba de dacă își făceau datoria, da. Nu era asta o problemă, însă comportamentul lor, felul în care pun problema, denotă o lipsă totală de percepție corectă a realității care înconjoară și de lipsă de obraz, în definitiv. Da, știi ce e interesant și asta vreau să aflu de la voi? Oamenii ăștia sunt introduși în ecuația asta a dosarului Papi sau pur și simplu vor să profite de ce se întâmplă ca să mai tragă ei niște sfor, să... Nu, așa cum sunt și victime colaterale întotdeauna în războaiele astea, așa sunt și mâncători de... Colateral. Mâncători de colateral, da, cum a zis Cătălin. Ăștia sunt mâncători de colateral, așa se numesc ăștia. Zi mă și despre cine e vorba, că mai sunt cazuri de oameni care au lucrat în serii, lucrează în structuri. Mă, îmi crește tensiunea când pronunț nume de astea de deci nu vrea să vă spună că este vorba de Gulianu. Ai, nu vrea să vă spună. Este o chestie care... Florin Gulianu, cum îl cheamă? Florin, da. Care a lucrat în serii și apoi a fost mutat la poliția locală. Deci dacă stai să citești tot pe voma aia de site, el a făcut un denunț. El s-a autodenunțat, de fapt. Deci eu n-am putut să... Bine, cred că a fost un moment de rătăcire mentală, să zic așa. El scrie acolo cum a avut nenumărate întâlniri cu Ione Paru, deputat, și senatorul Savă. Deci eu acum spun decât ce scrie omul acolo. După ce fusese dat afară din SRI. Da, nu luați de bun ce scrie acolo, vă spun așa cum a expus el niște fapte. Uh-huh. Și că pe vremea aceea el făcuse niște plângeri, că toți ăștia care sunt un pic tralala,
Să luptă cu sistemul și cu corupția. Aici să, da, nu, da, să nu zică că nu, îi atacă. Nu, dar omul tra-la-la încearcă la început să pară un luptător, un Darth Vader. Eu nu sunt cel mai tra-la-la. Tra-la-la așa, atipic. Deci nu înțelegeți greșit. Tra-la-la în sensul de atipic. Și el spune, m-am întâlnit cu tare și mi-a spus că mogulul îi supăra, mogulul fiind o sebighiță. Și că să-mi retrag eu nu știu ce plânge și că îmi dă 2.000-3.000 de lei pe lună. Ce face onestul luptător al patriei? Se duce, se gândește, se întoarce și da, da, eu nu pot să primesc banii ăștia, că am o problemă cu pensia, cu nu avem cum să-i... Da. Găsim o formulă, că vezi, Doamne, Paru și Savu erau trompetele lui Ghiță, știi? Ăsta, purtătorii de vorbe al lui Ghiță. Și se duceau la Sibi Ghiță, Ghiță transmitea mesaj, bine. Te-ai mai gândit? Da, trebuie găsit o formulă pe cabinet sau la sacoșică, să și vedem. Plus că mai am doi colegi. El nu, el pleca... Gândea, se întorcea. Mai am niște prieteni care și da, trebuie să facem... Deci el face un denunț, presupunând că mogulul, Eparu și Savu vreau să-l mituiască, mai facă el plânge de ce sunt niște oameni. Dar el spune, eu mă duceam, rumegam cu gândul la șpagă, mă întorceam, vreau mai mult sau vreau să văd cum o pot încasa. Despre ce vorbim? Da, ca să fie peisajul idilic, prima întâlnire conspirativă între domnul Gulianu și domnul Eparu, după cum chiar domnul Gulianu scrie acolo, dacă ăla este denunțul domniei sale, că e denunța asta, a avut loc pe centura Sloboziei, a găsit numai locuri de-astea idilice. A doua întâlnire pe o băncuță. S-a întâlnit cu Eparu pe o băncuță să nu-i vadă nimeni în centrul Plăieștiului, știi? Deci numai dă niște explicații. Păi aveau cagule. Da, aveau cagule în timpul zilei, în ciorap. Eu acum, în timp ce vorbești, îmi închipui cam ce gândește Eparu, care îl cunosc destul de fricos, așa ca om. Și omul e serios. Hai să-mi serios. Intrând un pic și în jocul politic, vă spune că domnul Eparu este băgat în toată povestea asta de către domnul Savu. Uite, am eu curajul să spun chestia asta. Da. Pentru că așa este. Domnul Eparu cred că a picat acum într-o chestie pe care o regret enorm. Mulți s-ar bucura să pice doar în chestia atât de simpluțe pentru el. Pentru domnul Eparu e mult. Tocmai pentru că, așa cum spune și Cătălin, are o imagine de om serios. Nu vrem să... Nu e subiect emisiune nici domnul Savu, nici domnul Eparu. Ideea sine. Deci tu vii și cum aș veni acum să spun, bă, ăia doi sunt răi. Da, uite, mi-au propus șpagă, mie Stavri deontologul, dar eu am să acasă, m-am gândit cum să o iau, adică nu te faci de... Adică nu s-a dus, nu l-a luat pe Eparu din prima de gule, băi nenorocitule, n-a fugit speriat mă, să facă denunț. Mă, tu nu știi duc că acolo la DNA să te... Tu nu știi că eu... Că ăsta apare cu... Patria de 15 ani, bă, de 20 de ani în serie. În dosarul de la poliția locală apare Gulianu care își lua subiectele la cărciumă. Sau mă rog, să dădeau pentru el. Da, foarte frumos. Ei, imaginează că adică, de ce oamenii ăștia... Da, cineva i-a luat pe foștii ăștia ofițeri din SRI, s-a gândit, mă, poate o și avea nevoie de ei, că știu niște chestii, amănuntă. Deci, păi nu-ți imagina există... că ăștia trei s-au împiedicat în fața poliției locale și au fost angajați așa, luați de pe jos, de pe asfalt, i-au tras înăuntru de un picior. Ce ești tu, mă? Prietene, că îi bași pe toți în aceeași oală și nu e cazul. Chiar nu e cazul. S-o fi nimerit toți trei la angajări. Și mai vorbim și de Radu Adrian, care n-are treabă cu ele. Da, interesant. Asta e alt. Deci era vorba de Gulianu aici în ecuația asta, un băiat ce era major, nu știu, care a plecat în serie din vari motive, tu ai zis că a picat pe la bețișoare pe acolo, la testele. A picat, da, nu știu cu ce, așa, pe bicicletă. S-a spus la poliția locală, a apărut într-un dosar DNA că subiectele au fost înmânate într-o cârciumă, deja aranjate. Probabil pe subiecte sistemul... date de Cristinel Toadea, să înțeleg. Nu mai știu exact cine cum le dădea, știu că s-au dat pentru el. Probabil era vorba de Toader, probabil nu mai știu. Dar Toader chiar a picat într-un ăsta. Dosar DNA Ploiești, nu? Pe tema asta. Na, că lua subiectele și le vindea. Se judecă, e în faza de cercetare. Da. Și al doilea era distins cetățean pe care l-am porcăit regulamentar la telefon, și anume domnul Radu Adrian, care săracul nu are nicio treabă cu... El a găsit pe mail un denunț, el l-a publicat. El nu înțelegea nimic. Am încercat să-i explic, crede-mă, și nici nu vreau să dau mai mult atenție acestui subiect. Nu înțelege, pur și simplu. Deci așa ți-a spus că a găsit pe mail denunțul ăsta? Nu, sunt mai multe variante. El a spus inițial că s-a dus la DNA și a dat denunțul. Care, știi că este foarte un ilegal. Un denunț vechi al lui Cristinel Toader din 2015, da? Presupus că, nici am înțeles, așa se spune. Există. Na. Acum, un denunț, cum am obținut și eu foarte multe, îl iei, după ce dosarul în instanță, îți intră avocatul, lasă să studieze dosarul cu nasturile potrivit, mai sunt câteva mijloace specifice, na, ca să vorbesc ai. Dar în momentul în care, și aici să-mi arăți cum e jurnalistul ăla, că ăla e foarte șmecher și mă las eu de meserie,
să te duci tu să depui un denunț mâine și să-l aibă ziaristul poimâine. Păi bă, procurorul ăla, niciunul nu-i, cred că nici Mihăilă nu-i făcut, nu, mă rog. Da, niciunul nu zice, am primit un denunț, ia-l mă tu. Păi să duce la pușcărie. Să zică, ia număr de registrare, am deschis azi cauza și mă duc și îl dau cuiva, oricui, să duce la pușcărie. Nimeni nu cred că e atât de cretin. În schimb, nea Adrian, nu sugerez că ar fi cretin, nu înțelegeți greșit, spune că s-a luat DNA central și i-a dat și lui denunț. Număr de registrare cu semnătură. Cum vreți l-a dat? Păi hai cu mine, că aș mesc. Și zic, hai să luăm mai multe dacă tot facem o chestie, dacă... Dom'le, mergi cu mine și ți-l dă. Interesant e că dusarul... Eu l-am sunat pe Cristi Toadă. Așa zis, asta plângere nu te viza doar pe tine. Era toată, tot orașul. Era și procurorul implicat în același dusar, Mircea Negulescu, da? Era să bagi pe mama. Și eu l-am sunat pe Cristi Toadă. Domnule Toadă. Era un pinerul. Având în vedere că ați ieșit public cu asta, vă rog frumos să declarați și în mediul prahovean. Că zic, să vă trântești și eu un proces onorabil, să mă umplu și eu de bani de pe urma ta. Nu e a mea, public declar, vorbesc cu avocatul să-i fac plângere. Este o altă combinație, am aflat-o eu pe surse și o spun, nu o spun că am primit-o pe mail. Toader, când avea anumite probleme, el a făcut obiectul unor investigații. Probabil de nervi și de cât m-o fi înjurat. La un moment dat știu din alte surse că l-a chemat pe Gulianu, care era în subordine, distinsul Gulianu, și i-a spus, eu dictez 30 până cap, tu scrii și dai o formă juridică. Gulianu fiind un plângăreț de ăsta care face plângeri. Adică tu te duci și spui, domnul Gulianu, da, uite, poți să-l iei la tine, că și așa se vede că n-are bani. Gulianu. Și spui așa, bă, am boală pe stavri. Bun. Ce vreau să scrie de el? Că e bețiv, că e curvar, că e drogat. Și el spunea, din surse de informare, se întâlnește, de exemplu, în acea plângere, sunt două cârcimi la care eu n-am fost niciodată. Sunt trei la care am fost, că sunt în oraș, și două la care n-am fost. Nu, dar din câte am văzut eu plângerea, da, începe așa. Dacă ar fi așa, ar fi îngrozitor, adică... Da. Da. Ar fi îngrozitor dacă ar fi așa, dar dacă ar fi... Bă, vreau să scrie de ăla. Ce? Nu știu. L-am văzut eu, uite cum e acum. I-am văzut mașina la Will TV. Bun. Are întâlniri conspirative în zona sediului Will TV. Ies cu Sebi. Împreună cu alt ziarist. Bea și curvăsărește și face. Și ăsta, Gulianu, că era creierul. Dacă citiți denunțul ăla, da, să mă vedem, nu prea era bun nici creierul ăsta, că sunt, n-au fost făcute într-un mod isteț. Să zici, domne, amestec, bine, nu că aș vrea să învăț, niște elemente reale cu unele ficțiune și le fac eu așa și mai, cum a făcut Mogulul cu mine și cu Dragoș Pătraru. A zis că noi beneficiam de informații Stavri și Pătraru. Păi Pătraru nu a scris de dosarul ăsta. Corect. El trebuia să primească ceva, în schimb. Nu, Dragoș Pătraru nu a intrat pe subiectul ăsta. Dar nu pot să spună Mogulul că eu și cu... Într-adevăr, eu beneficiam de informații pentru că doar eu am trimis mail-uri la parchetul curții de apel. Sunt Stavri, ziarist pârlit. Ce s-a întâmplat în dosarul ăla? Păi, domne, s-au întâmplat niște cercetări. Eu luam, îl publicam. Am 20 și ceva de mail-uri. Trimise și primite. Asta acum, că trebuie să luăm o pauză și să spunem că dacă oamenii se uită, oamenii ăștia cinstiți din țara asta... Bine, stai să înțeleagă că să mai tăși vreun milițian prost, să înțelegi. E legal, pe 544. Noi întrebăm instituția publică, instituția publică ne răspunde. Adică nu e când dădeam mie mail-uri... Asta nu, că devine ilegal să mai scriu orice, că vă, că spre asta se tinde. Există o discuție întreagă care, din punctul meu de vedere, este manipulatorie, da, într-o direcție. Acum trebuie să faci. Știi? Trebuie să-ți vezi cererile. Trebuie să ajungi să te protejezi făcându-ți munca. Bă, am trimis solicitări. Uite, l-am sunat și eu pe Lucică, că l-am terorizat zilele astea. Fă-mi print screen cu solicitările în 2014. Păi am șters unele. Aoleo, avem backup. Da. Caută backup. Vezi, că dacă a zis Mogulul că iau eu, dacă doi ani, nu trebuie să... Cu ochii răi. Deci se induce ideea ca ușor. Nu mai facă nimeni meseria. Că asta e ideea. Eu sunt foarte bine angrenat în sistemul ăsta de evenimente și investigații pe zona privată. Nu-ți dă nimeni. Deci toți iubim libertate. Nu-ți dă nimeni, cât de prieten ai fi, să-și domnul procuror, domnul polițist. Să scoată, iau hârtie, mă, de aici și du-te cu el. Astea sunt documente clasificate, nu e nimeni cretin să le scoată. Adică cine a fost așa mai neinspirat, mai puțin isteț, genul lui Mihail, uite ce a pățit și ce a făcut. El a scos un referat, care oricum devenea public. Dar să scoți denunțuri, informații clasificate, mă, nu e nimeni cretin. Bă, deci nu e, uite-te la ora actuală, nu e. Și gândește-te că și... cei de la DNA, când ei sunt și monitorizați de niște servicii de informații sau toți de alte structuri superioare. Adică polițiști, procurori, nu toți pica sunt. Niciun. Da. Dar nu dă nimeni, că nimeni nu-i prost.
Adică tu l-ai, da? Să știi, uite, vine Stavrii, care e simpatic. Bă, faptul ăsta, nu ți-l dau. De ce? Mă duc la pușcărie. Ce faci? Dar, până la urmă, nici tu ca ziarist, cred că nu ți, dacă nu ți-ar da ceva legal, n-ai fi nebun să dai deci subiectul. Dacă sunt na, cu mintrele în regim clasificat, cum obicei, nici tu n-ai voie să le dai. Da. Nici tu n-ai voie să le dai. Aici o întreagă discuție legată să de... Să fii tâmpit, să le ții acasă. Așa, să fii bou. Intri în zona libertății de exprimare a, și amenirii tale de a informa. O să spun de unul care a luat documente clasificate acasă, că asta e un flerus. Nu e ziarist, e milițian. Acum toți milițienii sunt ziariști, bă, nu. Bun, vezi? Revenim la cazul ăsta, fac site-uri. Ce părere aveți cum va evolua? Pentru că e clar că a răscolit un vechi sistem care funcționa cum funcționa în Prahova, în care erau băgați oameni din structuri de forță, dar și politicieni. Era o amestecătură. Nu, termenul de vechi sistem. Sistemul este actual, al dracului de actual. Da? Nu este nimic vechi. Sunt aceiași oameni care încă mai există umbra lor pe lângă instituții, că sunt proaspeți pitiți pe acolo. Da? Discutăm despre un sistem care a fost întreținut și stratificat în 26 de ani de după Revoluție, continuator acelui sistem din dinainte, puțin diferit, i s-a coafat un pic, i s-a dat o coafură și niște fard de aceeași poveste, nederanjat de către nimeni, un sistem, așa cum spuneam la începutul emisiunii, care a nenorocit multe destine, mulți oameni, da? Fără ca cineva să plătească vreodată în urma acestor abuzuri, de aia s-a și ajuns la situația în care niște oameni din sistem atât de importanți, cum sunt niște procurori cu funcții de conducere în cadrul parchetelor, să-și permită cu atâta seninătate să facă ce au făcut oamenii ăștia. Da? Da, să intre cu picioarele în niște dosare. De, să promovezi în concurs, te duci să stai la prohabul politicianului. Știi? Că dacă erau bun. Este o mare problemă. Un mare problemă. Știi, uite, pot să spun așa. Știi ce s-a întâmplat odată în Prahova? Doamna, cum e doamna, Roberta Anastase, era președinta Camerei Deputaților. Și a venit într-un weekend la IPJ Prahova și a zis băiatului de la poartă, spune chestorului Oprea că sunt Roberta Anastase. Și am venit. Ne-a anunțat în nimic. Chestorul Oprea a spus, transmite doamnei președinte că audiențele se țin joi de la 12. Omul ăla, dacă era pus așa, aruncat de politicien, ăla cred că rupea scările să iasă. Care Chester Oprea, Sorin Oprea, da. Cum au fost și alții care, de care vreau să se scape. L-au făcut PDL-ul imediat, la paralim PDL-ul. L-au promovat la București și s-a da, dus. Da, da. Dacă da, ai idee, știi? Și atunci, unul ca... Da, bine, toți sunt la fel. Și după aia PSD-ul l-a adus pe distinsul dosarul. Da. Ca să facă și dosarul. Nu, nu, nu. Dosarul era cam cu toată lumea, era hârșit. Acum, pe Cadel, că... Sunt oameni care se pretează la asemenea lucruri și oameni care nu se pretează. Totodată, exact cum spuneai și tu, atâta timp cât influența politicului va domina toate structurile statului care n-au nicio treabă și nici nu trebuie să aibă vreodată cu zona asta, se vor întâmpla asemenea lucruri. Se poate întâmpla acum o reciclare a personajelor și ne putem descoperi ca peste 2 ani să discutăm despre alte personaje, niște dosare similare. Știi ce? Aici e problema. Ce vreau să vă... e frică. Acum, ce vreau să vă întreb, văd că toți acum, după ce s-a descoperit ce au făcut, se plâng, domne, de ce apar informații din dosar. De ce apar asta? Pe toți am auzit, da? Că de ce? De ce da, e anunțată presa când venim noi la DNA? Dacă vrei, o asum și chem. Mă, crezi că eu am aflat de niște percheziții de la un martor? Și fii atent, martorul. Într-o duminică am fost la el, acasă. Domne, știi ceva? Eu am făcut un denunț pe cineva. Da. Am fost audiat în ziua denunțului. Am fost chemat de procuror pentru lămuri. Bă, și ieri zici că dăduse ceva în ei. M-au chemat sâmbătă. Și vezi, domnule, că mâine pe mine trebuie să-l ia pe ăla. Și așa a fost. Era logica martorului. Fără nici aică pregătire juridică. Uh-huh. N-avea nicio treabă cu presă. Era distribuitor de... material. Da, și tu ce trebuie să faci în momentul ăla? Să zici, nu pot. Și eu atunci nu pot să dau, șefule, că dacă să supără mogulul peste 2 ani și ce canalul ăla. Pe cuvântul meu de onoare, știi că nu mint, că eu sunt mai nebun așa. Da, uniția... M-a dus și mi-a zis, băi, bosule, m-au chemat, te-a mine, băgam un băț undeva. Și a treia oară când mă cheamă, dar să mă chem sâmbătă sau vineri, ceva de gen. Ce peste program, ce înseamnă că ia să doar. Și așa a fost. Deci până și așa de seama. Așa, un alt mijloc. Avocatul. Avocatul clasic, este un... Da. Băia bun, am mai zis, îmi stric eu niște chestii.
dacă ai idee, da. Poți afla de la avocat. Da, și poți afla de la... Sursa... Asta e ce s-o gândi oameni să uită. Nu, da, și ce interesant, atât timp cât e vorba de alții, nu deci deranjează cu obții informații. Deontologia se aplică numai în unele cazuri, bineînțeles, s-a văzut asta. Ca să înțeleagă lumea, am discut despre Mogul, despre Sebi Ghiță, pentru că a fost cel mai vocal. Adică eu și arestul un nou declar, nu declar, Mogulul mai puternic așa. Mai Mogul. Niciodată nu pun probleme, a vorbit foarte mult. Tu vezi că niciodată nimeni nu se duce la pușcărie că a făcut ceva. E vina cuiva. Mi-a făcut, adică dosarul Viore sau nu știu, unul dintre ei o să fie supărat pe Mihailă că l-a turnat. El nu zice, frate, dacă nu l-am eu și paga aia, dar unui, bă, ce m-a turnat ăla? În speță domnul și eu, se uită Psagel, la noi la televizor, e turnătorul... Și nu înțeleg asta de fapt a fost și declarația problem. De astăzi, nu? A spus că oamenii sunt arestați, Sebastian Ghiță așa afirma, că sunt arestați cu stopul clar de a turna pe alții. Și bun, că, păi așa atunci, și... Așa, opinia domnului Ghiță așa, și al parlamentului ar trebui un mega atac împotriva judecătorilor care dau mandatele de arestare. Că știi cum e? Deci, procurorul de ce o fie judecătorie tribunal curte și face acuzare, apoi vii tu cu avocatul și de multe ori în țara asta sunt mult mai șmecheri avocații și mai pregătiți și mai hârșiți și mai au mai mulți bani și mai școliți decât procurori. Ăla îți face acuzarea pe repede înainte, că în momentul în care te ia, nu poate să te țină un an la cercetare, că te șmecherești, fugi din țară, pitești banii. Te-a luat de dimineață, seara te-a trimis să faci nanii la Câmpina și a doua zi merge cu tine la arestare. El are 24 de ore. Când tu vii cu șleacta de avocați, care, n-a pus virgula, bine, domnul procuror, greșeală, rup legile. Că uite ce spune, că dacă ai greșit numele, îți pică tot cazul. Deci el trebuie să deci se bată pe procedură, un infractor și cu șleacta de avocați sau trupa de avocați. Și apoi să și demonstreze judecătorului care are dreptate. Dar în final judecătorul independent asta. Și el ia decizia. Dar, prietene, bun, da. Procuror de neaie, cum zici tu, e agresiv, abuziv, nebun, sau procuror în general. El a venit la judecător. Judecătorul spune 30 de zile sau nu, care este măsură excepțională. Știi ce vreau să vă întreb? Și cu asta lămurim o problemă importantă. Toți ăștia care ajung pe la Beciu de la Câmpina se întreabă, ce domne, ce numai așa că a venit unul să mă denunțe, am ajuns eu la Beci? Doar pe vorbe? Nu, adică au impresia că procurorul insistă să fie arestat doar dacă a purt un denunț. Poate să vine orice nebun să zică și despre tine, stavi, și despre tine, și despre păi mine. Păi nu a venit un nebun, dar și publicat. Ce, mă vezi la pușcărie? Mă băga băiatul de la crimă dacă ieșea cu șantajul. Dar așa... Este discuția asta, că e și discuția asta legată de abuzuri și așa mai departe, este indusă în opinie publice, în spațiu public, tot dintr-o zonă sau alta. Da? Eu, la fel cum spune și Cătălin, sunt convins că lucrurile nu sunt pe roze 100% în pachete, inclusiv în DNA. E imposibil să nu existe și derapaje, mai ales în condițiile de astăzi, în care se circulă pe repede înainte, întotdeauna. Da? Dar mi-e greu să crezi și sper să nu fie așa, ca să existe rețineri și rețineri bazate pe un simplu denunț. Nu cred că-ți dă niciun judecător, mă, pe asta, că ai tot că aici poate ajungi. Exista așa ceva. Eu ca să ai ipotetic vorbind, ar trebui să ai acest derapaj procuror cu judecător. Adică ăla procuror să bă, trebuie să fac treabă, judecătorul să spună, mi-e foame. Cine? Stavri, dă-i mă, ia-l. Așa ar trebui. Și atunci, dacă tu te simți neîndreptățit, trebuie să ataci tot sistemul. Adică să-l iei și procuror la pachet cu judecătorul respectiv. Mai e un aspect. Deci, rămâne pe hârtie. Ăla decide. Deci, peste 10 ani. Sau la redacție, la cum e la noi. Dacă vine subalternul și scrie un mega articol, tu decizi ca șef dacă îl publici sau nu. Corect. După aia, dacă urlă vreun descreierat că e prost, e și vina ta. Adică vina. E vina ta că l-ai publicat, că tu ești șeful respectivului, tu ăla săracu a scris. Bun, e ok. Dar apoi nu poți să ieși să spui oglinda unui ziar e făcută de reporteri. Că mulți reporteri au pumnul în gură. Ăla săracu scrie. Vine Barosanu și spune, nu, dai în ăla, pupă-l pe ăla unde trebuie. E ca și cu corectura la ziua. Și așa. Și atunci, exact așa era și cu biștia. Ăla procurorul își face treaba bine, rău și o face, dar are un șef pe linia lui, care este judecător. Inevitabil când vorbim de toate dosarele astea din cazul ăsta Papiș. Vice în cazul Papiș, pentru că trebuie să le precizăm telespectatorilor, Lucian Papiș de la DNA Central s-a ocupat de dosarul ăsta pe care l-a clasat. A zis că nu există
probe suficiente și că nici faptele în sine nu sunt... Între timp, Papici a plecat de la DNA. Nu vorbim despre dosar, Iulian, vorbim despre foarte mulți martori. Mafiot. Ăsta e un sistem mafiot, este o rețea mafiotă de influență a tot ce ne înconjoară, încă o dată o repet, de deturnare în sensul dorit a vieții unor oameni. Despre asta discutăm. Fii atent. Fapt care se reflectă și în viața de zi cu zi a noastră, de vreo 2 ani de zile încoace, dacă vă uitați pe stradă și Cătălin e mai în relații mai apropiate în ceea ce privește sursele decât mine cu zona polițienească, de exemplu. Există două lucruri. Nesiguranța pe stradă, da, din ce în ce mai palpabilă, da, a cetățeanului de rând, și doi, nemulțumirea polițistului, că ai spus și asta mai devreme. Omul nu mai simțea că să-și facă meseria pentru că risca uneori să-i se pună bețe în roate, risca să fie mustrat, risca să-și facă niște dușmani în rândul șefilor și așa mai departe. Devenea un sentiment de scârbă. Scârba asta unui polițist care nu-și mai face meseria față de comunitate se reflectă imediat în viața oamenilor. Cam la asta duce un cap corupt de instituție. Că vorbim despre poliție, că vorbim despre politică, este același lucru. Că vorbim despre administrații, primărie, RASF sau ce vreți voi. E aceeași poveste, da? Capul, exemplul ăsta de sus, poate nu neapărat ca și faptă, ci ca și neimplicare, ca și stat degeaba, ca și pitit sub birou, da? E același lucru, de fapt, s-a reflectat în viața noastră de zi cu zi. În Ploiești vezi de câțiva ani încoace mult mai des bătăi pe stradă, da? Scandalul peste tot, din ce în ce mai mulți interlop și... Dacă te auzea Viorel, dosarul acum te contrazicea. Și băieți, nu, că ultima oară când am scris așa, a dat un raport să se verifice, nu știu ce am amintit eu. Dar de ce trebuie, bă, să dai, să faceți asta numai că scriu eu? Stai, mă, sau scrii tu. Știi, nu înțeleg lucrul ăsta. Cel mai bun tertip, cred că l-a folosit Bach prima dată. Și că ai ceva cu ei. Nu. În momentul în care noi sesizam, ăsta, șeful inspectoratului, ca să-și acopere spatele pentru un eventual control de la București, dispunea cercetări și la un moment dat chiar sancționa. Deci, de exemplu, dacă eu vedeam acum un polițist că se scărpina la caschetă și nu intervenea, în mod normal trebuia să-l cheme șeful de IPG. Bă, ce ai făcut? Păi, uite așa, te-a prins prostul la dăstavi, da, e, ghinion. Uite, nu e bine, fii atent, vezi că la un ziarist dobitoc, stă după tine, te prinde, fii cu atenție. Îl vorbeam în cercetare internă. Îl și arde. Ca să iasă el bine, uite, am atâția polițiști, cercetați interne, fac treabă în inspectorat și cu ocazia asta rupea și, că lucruri de bază și în societate, e informații. Rupea și legătura dintre poliți. Uite, nu vreau să-ți fac nimic, la stavrii ăla. Deci eu am trăit, noroc ca lumea acum se documentează mai mult. Deci eu am trăit vreo 3 ani de zile, mă săturasem, mă întâlneam cu un milițian de ăsta prost, tu ai ceva cu noi. Bă, cretinule, tu crezi că mă trezesc dimineață gândindu-mă ce să-ți fac eu ție rău? Cine ești tu? Vasile. Nici n-am auzit de tine. Păi ai scris de mine că nu știu ce. Păi mi-a trimis o poză un cetățean de la bloc cu unul ca tine care dădea cu pulanul într-o bancă și m-am gândit că ești cretin. Nu eu ți-am făcut poză, nu mă interesează viața ta și credeam că ai ceva cu noi. Toate astea erau insuflate de ăștia. Așa și Viorel dosarul. Dar eu am scris exact un caz la Indigo cu ce scrie DNA-ul că s-a întâmplat cu Sebi Ghiță cu permisul. L-am scris și eu cu o femeie că s-a dus la certat, ăla l-a chemat. M-a mințit pe mine. A trebuit să am un mega noroc și să găsesc o fișă de la 1-2 pe jos, pe stradă, să o iau, să mă uit pe ea și să găsesc că un polițist fusese mutat la o secție, că apărea pe fișa de la 1-2. Am fost chiar încântat de cât noroc am. N-am găsit fișa aia și am publicat-o. Și am zis, uite cum minte dosarul, că spunea că omul ăla n-a fost transferat. Îl mutase de la... parcă la o secție, la secție. Pe dispecer la secția 2, că nu l-a chemat mai repede pe ăla să fie certat. Ce vreau să vă mai întreb, pentru că trebuie să vorbim și despre povestea asta, am spus, dosarul Papici a plecat de la mega ancheta aceea cu evaziunea fiscală și spălare de bani. Răzvan Alexe a fost unul din personajele cercetate importante în... Plecat de la Flaminia. Foarte interesant, să nu uităm. A fost și pe filiera Flaminia. Da. La... Inițial, de mult. Ok. Păi a plecat și s-a erijat el în... De fapt, nu s-a erijat el, a erijat alții în mafiotul mafioților, șeful șefilor. De ce? Pentru că ăștia îl protejau pe Sebi, la rândul lor. Pokemonii ăștia din funcții, ca să-l protejeze pe Sebi, duduiau pe Alexe. Păi, dar eu am zis-o de atunci. Alexe e băiat de stradă, da, bagamont. Asta a făcut el. Păi, cum îți închipui tu că venea el, ia bă, șeful de ICOT, crimă, ia veniți-mă încoa. Păi, îl legau ăia în secunda 2.
Băi, puneau cătușele și împușcau. Șeful poliției, șeful degeaului, curtea de apel. Adică avea și, avea și el o limită totuși. Băi, prietene. Da. N-avea cum. Bă, da. Deci șeful poliției este șef peste 1400 de polițiști. Sau... Când au venit aia din clanul sportivilor să războiască pe la noi cu austrianul, au ieșit mascații cu grenadele. Adică nu spune mie că nu există forța poliției. Nu se pune nimeni cu poliția. De ce am adus în discuție numele lui Răzvan Alexe? Că este citat martor în multe dosare, în multe plângeri, da? Și ăștia au spus, dom'le, păi ăsta l-ați luat voi, martor, mai oameni buni. Și asta e o chestie care iar induce foarte bine în eroare opinia publică. Bun, e... N-ai voie dacă ești cercetat într-un dosar care până la urmă aceeași calitate ca lui Sebighiță și ei, Alex. Cercetat. Adică așa cum Zala zice de infractor, așa poți să spune că dacă știu ești un infractor. Bun, iau așa, e cum au dat pe YouTube, are 7.000 de milioane de dosare și nu știu ce. Bun, dacă el a făcut un denunț și ăla e real, ce treabă are? Iau altfel. Tu mă bați pe mine acum în sparge arcada, eu te împușc. Ți se pare că eu nu fac pușcărie? Păi da, bă, de-a spart arcada, mă, bă, l-ai împușcat, da. Să zic că te rănesc. Eu cercetat pentru că te-am împușcat, tu că m-ai lovit în tâmplă. E simplu, așa și asta. Păi da, dom'le, dar uite cine face denunțuri. Aia e viața, ghinion. Încă o dată trebuie să le spunem că totuși un denunț poate să vină Alexe să zică ceva despre oricine, da? Da, și Alexe n-a zis doar de partea asta, mai zici de alții. Dar totuși un procuror trebuie să aibă niște probe solide în spatele acelor spuse, acelei declarații. Vine Iulian, cu alți martori, vine cine cu... Cine a fost? Tu îmi spui mie că o judecătoare de la înalta curte aresta șef parchet curte de apel, șef poliție, adjunct... Pe care îi cunoștea apel, bine. Șef DGA. Da. Nu, cea de la înalta curte care a arestat, da. Păi, spas din nou. Păi tu îmi spui mie că aresta în baza unui denunț? Niciodată, da. Niciodată. Hai mă, să fim serioși. Hai, poate mai mergea pe vremuri, luai vreun păcălici de ăsta de furau găină și denunța vecinul și mai merge acolo la grămadă că a furat o găină, nu are pilă, pe tu îmi spui mie cu băieții ăștia, șefii mă ăștia controlau județul, ce vrei? Apropo de ce discutam la început cu foștii SRI-și, iarăși o chestie care s-a indus în cercetările astea, că s-a implicat SRI-ul într-un fel sau altul și că se răzbună pe unii și pe alții la alegere. E ca și cum i-ar scoate pe A, B, C și zice, bă, nu ne place de moaca ăstora. Hai să... Pe lângă faptul că oamenii ăștia nu înțeleg că noi zi aici și n-avem nimic cu ei și n-au avut niciodată cu ei, decât eventual cu oamenii care, prin faptul că își bat joc de meseria lor, trădează comunitatea. Cu ăia aș avea o oarecare o problemă. Deci oamenii ăștia nu înțeleg că fac foarte mult rău, de fapt, imaginii serviciului. Serviciul care este compus din cunoștințele mele și sunt convins că nu numai ale mele și din foarte mulți oameni care își iubesc țara. Și nu e un patetism ăsta. E o afirmație care, din fericire, eu cred că ne-a salvat de-a lungul timpului tot felul de situații neplăcute pe aici, prin România și prin județul Prahova chiar. Da? Nu poți să vii tu acum, când nu mai ești în sistem, și să te comporți ca o maimuță. N-ai dreptul ăsta. Da? Nici dacă ai dreptate, ceea ce nu se întâmplă acum. N-ai dreptul să faci și nu e singurul exemplu de-a lungul timpului. Au fost tot felul de scoci, au circulat în libertate, au păcălit lumea, arătând o legitimație de ofițer serii. Scoci cu probleme psihice și așa mai departe. Azi nu spun că persoanele despre care am vorbit azi ar fi bolnave psihic, să nu mă ne înțeleagă greșit. Că la cum îi cunosc, s-ar putea să le sară țandăra și să își mai facă o preocupare, să mai semneze niște plângeri. Dar nu e cazul. Nu sunt bolnav psihic. Dar felul în care procedează aruncă o pată foarte urâtă asupra unei instituții în care eu personal cred. Da? Serviciul Român de Informații nu este așa o chestie nebuloasă, o chestiune care devine nocivă tot prin instrumentele de propagandă. Atenție! Că și asta se propagă foarte tare, da? A început, domne, culmea culmilor, într-o țară care se fură din evul mediu, ca la Balamuc, toți ne fură, domne, exact ăștia care
muncesc în dosarele de corupție, care luptă împotriva corupției, nefiind eroi, și fac datoria, repet. Da? Exact ăștia asupra lor se induce ideea poporului, și poporul mai mușcă momela, că poporul român a mușcat de-a lungul timpului tot felul de momel de astea, că ăștia sunt nenorociți. Și trecem pe lângă problema reală. Să le mai aducem aminte că totuși a existat un fost șef de SRI în Prahova care a avut dosar penal. Adică nu scapă, să nu creadă lumea că dacă e acolo cineva, ăla e un fel așa de Dumnezeu pe pământ, trage el sfor, știe. Dom'le, ăsta e norocul. Întotdeauna au existat facțiuni. Așa cum poliție sunt facțiuni, așa cum fiecare partid sunt facțiuni, așa și aici, în SRI, au fost întotdeauna oameni care au mers până la capăt, indiferent. Păi, Năstase a luat tot, e Dumnezeu. N-a fost Dumnezeu nici atunci, Năstase, în ceea ce privește munca de informații. Da? Au existat tot timpul oameni care și-au făcut datoria. Așa cum au fost oameni care și-au făcut datoria și pe vremea lui Băsescu și așa mai departe. Cătă, tu știi mai bine. De ce, mulți se întreabă, de ce apar dumne dosare din 2006, din 2007, pe informarea ale SRI-ului? Zice, de ce au stat dumne atâta timp? Acum nu pricepem la procedura asta de cercetare, dar mă gândesc că unde în ultima perioadă de 2 ani există și o deschidere mai mare a oamenilor către justiție, apropo de denunțuri sau de... Sunt mulți care au fost denorociți, mă, ăștia. Și acum când i-au văzut, hai da, mă duc și eu să spun. Uite, am și eu aia, am și aia. Și știu oameni de acum 10 ani. Da, trebuie să mai e și o chestie, acum nu știu exact, dar știu că era o poveste pe la judecătorie, că dacă deschide un procuror de la judecătorie fișetul, e accident de muncă, la câte dosare cad pe el. Acum nu știu cât or fi în lucruri și la DNA și cum vin și cum se... Nu cunosc procedurile interne, dar având de exemplu, poate să vină, uite, dau un exemplu, se trece pe în cap. Vede unul la televizor, spune, bă, i-am dat și o șpagă lui consilierul local Vasile acum 5 ani. Și plus că, acum hai să nu o dăm de gard, eu am avut niște meciuri acum vreo 5 ani cu șeful DNA, era foarte supărat, era un nene Gheorghe, parcă nu mai știu, ceva de genul, Mihai Gheorghe, nu mai știu. Era foarte supărat pe mine că într-o emisiune am primit o sinteză și au avut, cred că era în anul ăla când am descoperit o criminală, mă rog, am zis că a venit la mine, știi? Și am zis, uite, bă, DNA a avut un caz. Cam ca mine, că și am avut un caz important. Și am făcut o glumă asta. Băi, băiatule, aole, mi-am pus pe aia în cap, știi? Am așa un talent să mi-am pus pe toți în cap. Dar mi s-a părut ciudat, știi? Și pe aia am căutat eu pe sinteză, avea vreo 3 dosare, 4 în lucru, bă, într-un an. Deci a fost o perioadă în care s-a dormit. Acum spune eu, la preaca de oală, că nu s-a aștepta, adică eu spun, i-am avut feedback-ul din piață. De exemplu, eu astă vară, eu am plecat cu prieteni de-ai mei, am plecat în vacanță în afara țării, în Grecia. Mi-a zis, bă, când te întorci, te arestează Sagel. Mi-a zis, gata, am vorbit. Unii l-au și înregistrat, am și mesaje de la el, pot să le arăt oricând, că el mai comunica și cu alți băieți care trebuie să comunice. Și mi-a zis, bă, când vii, te arestează. Bine, am ținut asta așa, foarte... departe, de prieteni, de familie, de tot, că n-am vrut să-i bag. Și zice, venea, băi, m-am văzut cu el. I-ai văzut mașina acolo, dar era cu mine. Mi-a zis că gata, ți-a făcut un dosar, el cu Rădulescu. Rădulescu era alt Pokémon, era adjunct la poliție, finul lui. Ăsta era la crimă, crima pe 3 județe, era șeful combaterii spălării banilor. Și ăsta care a furat, acte din dosar și era găsit la el acasă, mă. Acte oficiale, niște stenograme, ceva. Ajutul și atunci a zis, gata, bine, ți-a găsit ceva. Rădulescu, Adrian, a intrat în verificări cu ANAF-ul pe firmele tale. Deci era o chestie de asta și la un moment dat chiar te așteptai. Zici, bă, vine, te ia, dar e o chestie bună, că te întărește. Te aștepți, bă, de pe zi pe alta vine, mă ia. E făcuse și planul. Îl băgăm noi pe grup sau vedem noi cum îl luăm, o lună, două îi ia până își dovedește nevinovăția. A făcut sără și planul. Și, și acum, în bagabonți, unul e la dispoziție, mă rog, a zborat și altul e turnător în dosarul papii, celebru. Nu știu dacă știi tu, vocea, trompeta, ăsta era Emanuel Sagel. Ăsta era, bă, eu-l fac, eu-l da. Ălălaltul era, eu sunt mai alunecos, era, știi, mă rog, niște creaturi. Și s-a ajunsese la... De ce? Că am avut tupeu să scriu că ăla are stații de... Amândoi aveau. Bine, asta cred că și acum mai are, dacă nu e filată nașesul lui Rădulescu. Stații de-astea de benzinării.
Și de la că avea era inevitabil. Ei nu-și dau seama, dar pe piață circulă informațiile astea. Află unul ca tine, unul ca mine. Imposibil. Dar cineva mi-a și reproșat la un moment dat. Ai zis, doamne, de ce te-ai apucat tu să scrii? Și mă uită la el așa, asta fac. Ce? Bun. Păi nu vrei și tu niște contracte? Cam mai s-a ajunsese. A, nu vrei contracte și să mă adică ori te amenințau, ori te mistuiau, ceva de genul, nu? Eu n-am avut directe și n-am vrut să-mi expun prietenii. Dar amenințările erau aproape directe. Deci mai avea să vin să spună în față sau să-și ia vreo cartelă, să dea vreun SMS, dar am văzut că găsiseră o formulă, aveau câțiva dobitoși din ăștia, de puneau pe Facebook cu conturi false, știi? Și aia, mamă, ai grijă, gata, ți s-a înfundat. Din păcate, timpul emisiunii s-a terminat, Sebi, ca o concluzie. Da, din păcate, că așa ne face timp semnologia, nu ne mai lasă. Nu mai putem să stăm o oră? Am înțeles. Sebi, ca o concluzie, ce crezi că va urma de aici înainte? Se va adânci, vor apare și alții sau unii speră că o să scape? Deci eu cred că pentru a nu ne pierde în detalii, trebuie să, pe toată lumea, inclusiv telespectatorii, așa, tot să ne privim un pic în oglindă acum, în ceea ce se întâmplă. Asta e societatea în care am trăit până acum. Da? T0-ul ăla nu poate să vină așa cum visam noi, de pe o zi pe alta. De aceea, cred că ceea ce se întâmplă din păcate, de prea puțin timp încoace, da, trebuie să se continue. Cu abuzurile despre care vorbesc unii, cu victimele colaterale despre care vorbesc alții, cu toată nenorocirea asta și răutatea și setea de sânge a răilor de procurori DNA și din parchete, că nu mai în DNA se muncește, să spunem și asta, mai există procurori care muncesc foarte tare și prin alte parchete, da? Dar toți ăștia răi, ăștia care sunt demonizați pe anumite canale media și canale online, da? Că toată văd că acum fosta securitate se transformă în ziariști online ăștia acum. Își fac site-uri de presă toți, așa? Să sufere, domne, cât mai mult ăștia. Și nu trebuie să se oprească de nicio culoare tot ceea ce se întâmplă astăzi, da? Pentru că în felul ăsta, în afară de faptul că ne vom vedea în oglindă și ne vom îngrozi care dintre noi mai raționăm și putem să realizăm dimensiunea lumii în care am trăit, da? Atâția ani de zile și noi și părinții noștri și poate ușor, ușor cu timpul ne vindecăm prin felul ăsta. E o vindecare prin foc, s-ar spune, din păcate, pentru unii. Dar nu se poate altfel. Da? Toți vrem, nu vrem altceva, nu avem nimic. Uite, poate Cătălin când vorbește că toată are cineva impresia că el are ceva personal cu nu știu cine. Sau eu am ceva personal ceva, cu da. Nu știu cine. Că mă uit, tu ești... Mi s-a spus așa la un moment dat, ce bă, tu îl cunoșteai pe ăla, de ce ai scris despre el? Da. Păi nu sunt eu de vină. Au dat niște oameni un comunicat, nu? Bun, trebuie ca la un moment dat să se așeze lucrurile într-un anumit fel. Trebuie să ne învățăm, mai băgăm toți proști în seamă. Deci unul care e consumator de presă face o radiografie pe o săptămână și își dă seama. În ce direcție? Uite-te acum 3 ani. Era toată presa roșie. Nu mai vedeai, nu creai de unul că a greșit, a doua zi vedeai interviu cu nu știu care. Acum pentru un om, din păcate am rămas câțiva fideli presei și consumatori frecvenți, dar oamenii își dau seama. Au canale de informare, pot analiza. Uite, aici apare așa, poți să fac o analiză pe o săptămână, să vad. A scris și de ăla, și de ăla, și de ăla, față de un bolovan care scrie numai într-o direcție. Ok, și ca să încheiem într-o notă optimistă pentru unii, tristă pentru alții, mai luminează globul al tău? Da. Luminează? Da, luminează, mă mic. Asta e. Terminăm emisiunea aici. Ne mai chem? Promit să vă mai chem. Cred că ne dau procurorii materiale. Asta aveți de prost. Da. Ne dau în continuare materiale. Asta este. Neclasificate. Ghinion. Da. Ghinion pentru unii. Mulțumim că ne-a suportat. La revedere.